Astăzi internetul a devenit indispensabil. Părinții noștri nu au crescut cu internet și s-au descurcat, însă timpurile s-au schimbat și internetul ne ajută foarte mult, ba chiar nici nu ne-am închipui viața fără el. Pentru mulți dintre noi, doar gândul că am putea fi privați de internet, fie și pentru câteva ore, ne sperie teribil. Dar oare ce s-ar întâmpla dacă nu am mai avea deloc? Am trăit într-o lume complet diferită. Evident, nu ne-am putea exprima la fel de ușor, nu am aflat multe noutăți și nu am putea interacționa cu multe persoane cu care relaționăm în prezent. Informația nu ar fi distribuită mai departe. Considerați că am mai putea trăi în zilele noastre fără internet? Ala este bun, dar pe la țară, cum sunt eu, nu-l bagă. Și asta este. Considerați că unele persoane sunt chiar dependente de internet? Ăștia ai mai tineri, ai mai bătrâni, se ocupă cu munca. Că ei au internetul lor, muncesc. Am putea. Să știți că am putea. Internetul le face mai mult rău decât bine. Internetul le face mai mult rău, mai ales la tineret. La tineret, internetul, pe internetul. Unul dintre copiii mei, că am trei, am două fată și... S-a însurat pe internet și a nimerit-o de numai. Interneturile nu fac bine la copiii ăștia tineri. În câteva secunde, scrisorile numite e-mail-uri ajung în orice colț al lumii. O scrisoare clasică ajungea la destinație și într-o săptămână. Videoconferințele îi salvează pe oamenii de afaceri de unele drumuri, câștigând astfel timp prețios. N-am putea trăi fără internet, chiar și la țară. Eu stau la țară și nu se poate fără. Trebuie să spune că am devenit oarecum dependenți? Da. Facem ce facem, intrăm pe Facebook. Da, așa e. Nu, în niciun caz. Considerați că suntem dependenți oarecum? Da. Oamenii de rând au și ei de câștigat de pe urma internetului, își plătesc facturile fără a mai sta la cozi interminabile, își pot face unele cumpărături online sau pot afla unele informații fără a mai fi nevoiți să se deplaseze.